Pacea Domnului tuturor, dragii mei, vă doresc o după-amiază binecuvântată la unii, o seară binecuvântată la alții. Îi mulțumim lui Dumnezeu căci din nou putem să fim la străjerul împreună, de aici de unde se transmite cuvântul lui Dumnezeu către casele dumneavoastră și către inimile noastre. Îi mulțumim lui Dumnezeu că Cel se îngrijește de toate nevoile și de toate problemele noastre. Să-i mulțumim lui Dumnezeu neîncetat pentru toate lucrurile și să ne bucurăm de fiecare dată căci avem această minunată ocazie și această șansă în care, dragii mei, noi putem să-L urmăm pe Dumnezeu și să facem ceea ce este bine. Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru lucrul acesta. Să-i mulțumim căci în timpurile acestea bucuria noastră trebuie să fie mare, trebuie să fie deplină. Bucuria noastră trebuie să fie și să depășească orice bucurie de pe pământ și orice lucru care se numește bucurie pe pământul acesta, dragii mei. Chiar dacă suferim împreună anumite lucruri și căldura, cum spuneam și aseară și spun și acum, la ora actuală este o căldură foarte mare, s-ar putea să fie ajuns și la 50 de grade temperatura, anumite zone din Spania au început să ia foc, au luat prin Avila, prin Tarragona, în partea de Catalunia, de Barcelona, și oamenii se luptă cu focul și nu știu ce să facă ca să poată să oprească acest foc și s-ar putea de la nu știu câte hectare să ajungă până la 20.000 de hectare care să ia foc și să se distrugă de tot. Oamenii se luptă, focul avansează cu mare putere, dar totuși Dumnezeu spune nu să ne bucurăm de necazurile care se întâmplă, dar Dumnezeu ne cheamă pe fiecare dintre noi, dragii mei, ca în aceste momente de criză, în aceste momente de nenorociri, în aceste momente care aduc atâta suferință omului pe pământ și întregului pământ, Dumnezeu spune copiilor săi credincioși, ridicați-vă capetele și bucurați-vă mereu, bucurați-vă întotdeauna, bucurați-vă căci izbăvirea voastră este aproape, căci Domnul nostru va veni în curând, căci Domnul nostru va veni, dragii mei, ca să aducă răsplată tuturor acelora care ascultă de El și care se tem de Dumnezeu. Înainte de a începe subiectul nostru din seara aceasta, în după-amiaza aceasta pentru unii, aș vrea să începem subiectul nostru cu o rugăciune. Aș vrea, dragii mei, să prezentăm înaintea lui Dumnezeu această lucrare, dar să prezentăm înaintea lui Dumnezeu și lista de rugăciune pe care o avem cu sufletele care au cerut să ne rugăm pentru ele. Dacă cineva dorește și are pe suflet ca noi să ne rugăm, îmi poate trimite un mesaj în privat, cu numele respectiv și cu persoana respectivă și îl voi trece pe lista de rugăciune ca și noi să ne putem ruga pentru ei și să prezentăm înaintea lui Dumnezeu. Vreau să aduc la cunoștința dumneavoastră că această listă de rugăciune nu este prezentată doar la deschiderea acestor transmisii și prezentări și de fiecare dată când mă plec pe genunchi, eu prezint, amintesc această listă de rugăciune înaintea lui Dumnezeu ca și Dumnezeu să ia aminte la ea și să cerceteze fiecare suflet în parte. De aceea, cine dorește, este binevenit ca noi să ne rugăm. Dacă cineva are o boală, dacă cineva are o suferință, Dumnezeu spune ca să ne rugăm unii pentru alții. Dacă cineva are trece printr-o priză, printr-o perioadă de criză spirituală sau are anumite lupte și are nevoie de biruință în lupta sa, noi ne putem ruga pentru ei. Noi nu putem să înlocuim ceea ce Dumnezeu va face, dar noi nu putem nici să vindecăm, nici să aducem anumite lucruri, doar să ne susținem unii pe alții și să aducem ca prezentare înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu, dragii mei, va interveni în mod minunat, Dumnezeu va lucra, dar în timp ce Dumnezeu lucrează, noi trebuie și toți aceia care cer să ne rugăm pentru ei, trebuie să schimbe viața și noi care ne rugăm trebuie să ne schimbăm. Căci Dumnezeu nu poate să asculte, dragii mei, rugăciunea unei persoane dacă nu ridicăm mâini curate către Dumnezeu. Dumnezeu nu poate vindeca o persoană atâta timp cât ea nu se schimbă și nu se prepară și se pregătește înaintea Dumnezeu pentru a primi binecuvântarea. Căci de multe ori dacă Domnul ar da binecuvântare, dacă ar vindeca pe cineva și s-ar apropia în mod minunat de el, fără să fie pregătit, s-ar putea ca această apropiere să fie mai mult un blestem decât o binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Mă voi pleca pe genunchi și ceilalți vă rog să mă însoțiți în rugăciune ca să putem să ne prezentăm înaintea lui Dumnezeu, dragii mei.
Iubite Tată care ești în ceruri, ne prezentăm din nou înaintea Ta să-ți mulțumim pentru că Tu ne iubești. De fiecare dată ne bucurăm când amintim numele Tău, lucrările Tale și minunile Tale minunate pe care le faci cu noi. Minunea cea mai importantă pe care o faci cu noi și pe care suntem datori să-ți mulțumim este viața pe care ne-o dăruiești de fiecare dată ne trezim la lumina zilei, având viață dăruită de la Tine care nu ne costă nimic. Iartă-ne, Tată, dacă te-am întristat și de multe ori nu ți-am adus mulțumiri și n-am fost recunoscător pentru lucrul acesta. Te rugăm să ne curățești prin sângele și merte Domnul Iisus Hristos și să ajungi ca de fiecare dată și în fiecare moment să ne bucurăm întotdeauna, să ne bucurăm, pentru că Tu ești un Dumnezeu minunat și te îngrijești de nevoile și problemele noastre. Te rugăm în această oră să fii cu noi, să revești Duhul Tău peste noi, peste noi fiecare în parte și pe cei ce prezintă și pe cei ce ascultă, ca cuvântul Tău să vină cu putere și Duhul Tău cel Sfânt să poată lucra, ca adevărul să poată fi întipărit în mintea și inima noastră pentru a face această lucrare de transformare după voia Ta. Te rugăm din toată inima pentru lista de rugăciune, ca fiecare suflet să fie cercetat, fiecare ca să fie adus înaintea Ta, ca Tu să te atingi de fiecare în parte, să-l vinde spiritual, să-l ajuți să se apropie mai mult de Tine, să se curățească și apropierea Ta să fie o apropiere care să nu se despartă niciodată. Te rugăm dacă este nevoie de vindecare, Tu știi ceea ce este mai bine și cum este mai bine. Tu știi problemele fiecăruia, de aceea îi predăm în brațul Tău. Și Tu de cum găsești cu cale să te atingi de fiecare în parte dată. Îți mulțumim, lăsăm tot în brațul Tău. Prin Domnul Iisus și Duhul Sfânt am cerut acestea. Amin. Dragii mei, încă o dată să-i mulțumim lui Dumnezeu. Ai, căldură mare, dragii mei. Să-i mulțumim bunului Dumnezeu că-și ne dă ocazia să ne rugăm pentru frații noștri. Să-i mulțumim lui Dumnezeu și rugăm în continuare ca toți aceia care doresc să ne rugăm unii pentru alții să trimeată ca să putem să-i adăugăm pe lista de rugăciune. Dragii mei, în după amiaza aceasta am un subiect pe care vreau să-l aduc înaintea dumneavoastră. Fiindcă în cercetările mele și în anumite lucruri pe care le-am văzut, nu mai există lucrurile acestea, au dispărut de mult. Bucurați-vă mereu! Bucurați-vă mereu! Problema este că creștinii, așa se zice copiii lui Dumnezeu, nu se mai bucură, dragii mei. De multe ori mă uit că și atunci când mergem înaintea lui Dumnezeu, în locașul de închinare, când întâlnim unii cu alții, când cântăm înaintea lui Dumnezeu, ne așteaptă un cămin fericit. Fericit e tot acela sau tot felul de cântări pe care le cântăm înaintea lui Dumnezeu despre bucurie. Fraților, parcă nu mergem cu bucurie și nu cântăm cu bucurie, nu se vede pe fețele noastre. De multe ori se vede că și de multe ori realitatea este alta decât ceea ce ne cere Dumnezeu. Nu știu ce se întâmplă că noi nu avem bucurie. Nu știu ce se întâmplă că și noi nu avem acest sentiment pe care Dumnezeu ne l-a dăruit, dragii mei. Mi-aduc aminte din cuvântul lui Dumnezeu, că și fiecare dintre dumneavoastră ați citit și ați văzut cuvântul Dumnezeu, când biserica primară a început ca să slujească pe Dumnezeu și să ia ființă în momentul când ucenicii erau persecutați, dar și înainte de acest lucru avem pe Iov care de fiecare dată, chiar dacă era lovit de anumite necazuri și probleme, el niciodată nu a hulit pe Dumnezeu și el se bucura și primea din partea lui Dumnezeu și pe cele bune și pe cele rele. Ucenicii când erau prigoniți, spune că ei se bucurau că cei au putut să aibă parte de suferințele Domnului Iisus Hristos. Nu se compară cu ceea ce a suferit Domnul Iisus Hristos pentru noi, dar măcar o parte a suferințelor sale le puteau purta și ei ca să înțeleagă cu adevărat ce înseamnă lucrare de mântuire, să înțeleagă cu adevărat ceea ce este partea planului de mântuire a lui Dumnezeu și ce înseamnă să participe la această lucrare. Noi, deocamdată, dragii mei, nu trecem prin aceste situații, dar va veni timpul când Dumnezeu ne va face părtea suferințelor sale în lucrarea care ne stă în față. Solia Îngerului al treilea, cum spuneam de fiecare dată și de fiecare dată voi aminti lucrul acesta, fiindcă este punctul culminant pe care trebuie să-l atingă un creștin și un popor. Este singurul punct culminant la care Dumnezeu ne cheamă ca solia Îngerului al treilea să meargă până la marginea Pământului. Dar dacă noi nu ne ridicăm capetele și nu ne bucurăm în aceste timpuri când suntem liberi,
Când putem alege să fim bucuroși, să fim fericiți, să fim de partea lui Dumnezeu, oare ce se va întâmpla atunci când noi vom alege anumite lucruri? Sau problema este când ni se va da și ni se va pune în față că noi nu vom putea să alegem, când noi vom fi duși unde nu vom vrea, când noi vom fi prigoniți, unii dintre noi vor fi bătuți, unii dintre noi poate își vor pecetrui credința cu însuși viața lor. Ce vom face, dragii mei, la acele momente? Ne vom mai bucura noi că ce avem parte pentru aceste încercări care sunt pentru slava și onoarea lui Dumnezeu? De exemplu, spune că Martin Luther, când el a fost urcat să fie omorât, el a cântat, Ioan Hus și ceilalți, când ei au fost puși pe rug, Ioan Hus, ca să cânte pentru Dumnezeu, să dea mărturie pentru Dumnezeu, mă scuzați, și în momentul când el a fost legat acolo, el spune că a cântat cu bucurie înaintea lui Dumnezeu până când flăcările i-au astupat glasul, până când i-au astupat gura și el n-a mai putut să cânte înaintea lui Dumnezeu. Oare ce vom face noi în acele momente când Dumnezeu ne va încerca? Noi ne vom putea bucura de acest lucru? Și Dumnezeu ne cheamă, dragii mei, în aceste timpuri, ca noi să ne bucurăm, fie în bogăție, fie în sărăcie. Bucuria noastră, bucuria și câștigul nostru să fie Dumnezeu. Noi trebuie să ne bucurăm tot timpul în Domnul și să lăsăm pe Dumnezeu să fie la cârma tuturor lucrurilor. De multe ori n-am înțeles acest lucru, dar cea mai mare bucurie, indiferent prin ce vei trece în viața aceasta, trebuie să fie în Dumnezeu, dragii mei, și nu trebuie să fie în alte lucruri. Căci dacă noi ne bucurăm doar de lucrurile pe care materialele avem, doar de timpul care ne merge bine, dacă noi ne bucurăm de anumite lucruri care sunt trecătoare și pieritoare, atunci și bucuria noastră se va duce împreună cu ele. Dar dacă noi ne bucurăm în Dumnezeu, Dumnezeu nu este trecător, nu este pieritor și El este veșnic și bucuria noastră va fi pentru totdeauna. Dacă noi ne bucurăm în suferințele și bucuriile pe care le avem pe pământul acesta, noi nu vom putea niciodată să le comparăm cu ceea ce pregătește Dumnezeu pentru noi, pentru o veșnicie întreagă. Ne mai bucurăm noi, dragii mei, în aceste timpuri, când suntem triști, când suntem încercați, ne mai bucurăm noi pentru că Dumnezeu este la cârma tuturor lucrurilor. Ne mai bucurăm noi căci tot ceea ce vine, vine spre îndreptarea noastră și pentru pregătirea noastră spirituală. Aș vrea să vă citesc ceva, spune cuvântul lui Dumnezeu așa. Prea iubiților, nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru care a venit peste voi ca să vă încerce ca de ceva ciudat care a dat peste voi. Noi nu trebuie să ne mirăm de această încercare de foc. Dar deocamdată peste unii dintre noi n-a venit încercarea de foc, mai ales de la un timp de vreme, de câțiva ani încoa, peste noi cei care suntem în partea europeană, care avem această libertate și avem tot ce ne trebuie, dragii mei, încă n-a venit nicio încercare de foc. Mă uit la țările musulmane, că trec prin atâtea suferință, prin țările acestea africane și arabe, oamenii sunt omorâți, oamenii sunt arși, arși aruncați în foc, oamenii sunt decapitați și tot felul de lucruri. Mă uitam într-o bună zi cum erau niște oameni din ăștia de culoare bătuți și aruncați într-un șan și aruncate frunze peste ele și crengi și li se dădea foc. Și unul dintre ei a vrut să iese și la un moment dat n-a putut să iese, că era împins mereu, dar omul acesta s-a așezat pe genunchi și a luat poziție de rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Și el și-a încheiat viața și a murit pe genunchi înaintea lui Dumnezeu, dragii mei. Dar n-am auzit din gura acestor suflete să țipe, n-am auzit din gura acestor suflete să se comporte într-un fel sau altul. Încercau ca fiecare să scape viața, să iese din mijlocul flăcărilor, dar ei, dragii mei, nu li s-a auzit glasul în momentul când ei au fost dați la moarte. Și de aceea spune Dumnezeu, prea iubiților, nu vă mirați de încercarea de foc. Voi trebuie să primiți acest lucru și pentru noi va veni lucrul acesta. Căci niciun om de pe pământ care vrea să fie mântuit, dragul meu și stimată ascultătoare și stimată soră, niciodată nu va putea să intre un om în împărăția lui Dumnezeu până nu va trece prin cuptorul de foc și prin cuptorul încercărilor. Dacă noi nu ne învățăm ca să ne bucurăm și să ne mulțumim de pe pământul acesta, dragii mei,
cu ceea ce trebuie să facem înaintea lui Dumnezeu, niciodată nu vom putea să ne bucurăm și în timpuri de necaz și în timpuri de încercare care vor veni peste noi ca copii al lui Dumnezeu. Dacă noi mergem triști, mă uitam astăzi când se cânta în casa lui Dumnezeu imnuri de laudă la adresa numelui lui Dumnezeu, oamenii parcă erau duși la moarte. Nu știu ce se întâmpla, frații mei. Parcă aveau un chin pe ei, parcă erau o povară. Nu mai este sabatul lui Dumnezeu o bucurie. Nu mai este venit în casa lui Dumnezeu o bucurie. Nu mai este cântatul înaintea lui Dumnezeu o bucurie. Nu mai este nimic o bucurie pentru noi. Nu ne mai bucurăm nici când nu suntem apăsați, nici când cântăm înaintea lui Dumnezeu sau avem de prezentat anumite lucruri. Am ajuns să ne bucurăm, am ajuns să facem anumite lucruri în viața noastră doar atunci când cineva ne spune glume, anecdote, povești și tot felul de lucruri care nu sunt la locul lor. De ce creștinii oare nu se mai bucură în zilele acestea? Se bucură doar atunci când sunt făcuți să râdă prin tot felul de forme lumești, dar creștinii nu se bucură înaintea lui Dumnezeu, dragii mei, de cuvântul lui Dumnezeu, de prezența lui Dumnezeu, de mersul în casa lui Dumnezeu. De ce prezența în casa lui Dumnezeu nu ne unește cu Dumnezeu ca să ne bucurăm? De ce atunci când ne unim în cântare nu ne bucurăm înaintea lui Dumnezeu? Cântăm parcă cine știe ar fi căzut cerul pe noi, dragii mei. Și Dumnezeu spune, dimpotrivă bucurați-vă, bucurați-vă întrucât aveți parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucurați și să vă veseliți și la arătarea slavei lui Dumnezeu. Dacă noi astăzi nu ne bucurăm, nu vom putea să ne bucurăm nici atunci când vom avea parte de patimile Domnului Iisus Hristos, dar nu ne putem bucura și nu ne putem veseli, dragii mei, nici la revenirea Domnului Iisus Hristos. De aceea Dumnezeu ne trimite un mesaj. Domnul vine! Bucurați-vă! Bucurați-vă, dragii mei, că aceasta este libertatea pe care o dă adevărul. Noi putem să fim liberi când adevărul ne face liberi. Noi putem deveni liberi când noi ne bucurăm de tot ceea ce ne pune Dumnezeu la dispoziție. Dumnezeu spune că să ne ridicăm capetele și să ne bucurăm, căci este o făgăduință pe care Dumnezeu ne-a pus-o în față, căci El în curând va veni. Că cel în curând ne va binecuvânta pe fiecare dintre noi, căci Dumnezeu va da o răsplată chiar dacă pe moment nu se vede. Noi trebuie să mergem prin credință și nu trebuie să vedem prin vedere. O, dragii mei, dacă noi ne-am gândit că aceia care aud veștile bune, care pretind că iubesc pe Hristos, vor fi plini de o bucurie negrăită și de slavă înaintea lui Dumnezeu. Dacă ne-am gândit noi că cei ce aud acești vești bune se bucură de lucrul acesta, de câte ori atunci când cineva îți promite ceva, când soțul sau soția îți promite că ceea ceva ești bucuros și de-abia aștept, când copiii le promiți că le aduci ceva, se bucură înaintea lui Dumnezeu, când cineva la lucru sau oriunde te afli, aștepți cu bucurie o promisiune făcută și nu mai ai răbdare până când nu o primești, de ce oare nu ne putem bucura și de promisiunile și de făgăduințele lui Dumnezeu? De ce nu ne putem bucura, dragii mei, de aceste lucruri în aceste momente? Dumnezeu spune, bucurați-vă cerul și veselește-te pământule. Izbucnește strigăte de bucurie munților, căci Domnul mângâie pe poporul său și are milă de nenorociții lui. Ferice de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Deci vedeți dumneavoastră, Dumnezeu spune să ne bucurăm și să ne veselim atunci când oamenii ne vor ocărâ, când ne vor prigoni, când vor spune tot felul de lucruri neadevărate împotriva noastră. Astăzi cine este împotriva noastră, frații mei? Într-adevăr că atunci când vrei să spui adevărul lui Dumnezeu sau anumite lucruri, mai ai oameni împotriva ta, care te ocărăsc, care spun anumite lucruri, dar nu te prigonesc deocamdată cu prigoana aceasta de suferință fizică. Este pe o parte sau pe alta o prigoană spirituală care te afectează într-un fel sau altul. Dar noi trebuie să ne legăm de Dumnezeu. Și de multe ori se întâmplă că lipsa bucuriei, dragii mei, pe care ar trebui să o avem înaintea lui Dumnezeu, se datorează faptului
căci noi nu avem o legătură personală cu Dumnezeu, noi nu suntem legați de Dumnezeu prin credință așa cum ar trebui să fim. Și doar lucrul acesta ne face ca noi să nu simțim bucuria când suntem în prezența lui Dumnezeu. Bucurați-vă, spune Dumnezeu, în aceste momente și veseliți-vă pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, că tot așa au prigonit pe proroci care au fost înainte de voi. Aceste lucruri s-au întâmplat dintotdeauna și știm că chiar Domnul Iisus Hristos a fost prigonit și a suferit. Dar noi trebuie să ne bucurăm în fiecare moment și în fiecare clipă. Dumnezeu spune că noi să avem această bucurie neîncetat, întotdeauna, să o avem ca perspectiva vieții noastre. Noi trebuie să ne rugăm neîncetat, noi trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Iisus Hristos cu privire la noi. Aceasta este misiunea noastră, dragii mei, ca noi să ne bucurăm, căci oamenii când vor vede, căci noi suntem bucuroși pe viața care, de viața pe care o avem cu Dumnezeu, unii dintre ei se vor întoarce la Dumnezeu. Alții vor privi cu bucurie aceste lucruri și într-o bună zi și ei vor putea să ia hotărâre pentru Dumnezeu. Bucurați-vă, nu vă îngrijorați de nimic, spune Dumnezeu, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Noi nu trebuie să ne îngrijorăm de nimic, indiferent ce se va întâmpla. Am avut anumite probleme prin care aparțin de familie, dar nu între soț și soție, și probleme care sunt legate de anumite lucruri pe care trebuie să le facem în familia noastră. Și vorbeam cu soția și zicea: ce se întâmplă? Căci de fiecare dată când încercăm să facem anumit lucru, pe o parte luăm, pe o parte dăm, pe o parte pierdem și la un moment dat nu ne alegem cu nimic. Și spuneam soției la un moment dat și îi spun: nu-i nicio problemă, Dumnezeu știe care e problema. Dumnezeu știe de ce îngăduie lucrul acesta. Noi trebuie să ne mulțumim din partea lui Dumnezeu, indiferent ce va fi. Dacă Dumnezeu dorește ca anumit lucru pe care l-a luat să se risipească, El știe de ce. Poate e o problemă gravă pe care noi trebuie să o rezolvăm, poate este o problemă pe care trebuie și anumite lucruri pe care trebuie să le părăsim, dragii mei. De aceea noi trebuie să nu ne îngrijorăm de nimic și în toate lucrurile să-i mulțumim lui Dumnezeu și să ne mulțumim în fiecare moment cu ceea ce vine, căci tot ce vine, vine de la Dumnezeu. Nimica nu este întâmplător, dragii mei. Totuși să nu vă bucurați de faptul că duhurile vă sunt supuse, spune Dumnezeu, ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Noi să nu ne bucurăm de anumite avantaje și de anumite lucruri, și noi trebuie să ne bucurăm căci numele noastre sunt scrise în ceruri. Noi să nu ne bucurăm de multe ori că avem putere, ca să nu pierdem cumva din vedere dependența noastră de Dumnezeu. Și Dumnezeu spune să ne bucurăm doar că numele noastre sunt scrise în ceruri. Să avem grijă să ne păzim inima și sufletele ca să putem să rămânem credincioși lui Dumnezeu, ca să putem să ajungem la răsplata pe care Dumnezeu ne-a pus-o înainte, dragii mei. Am adus acest subiect în seara aceasta înaintea dumneavoastră, fiindcă creștinii nu știu să se mai bucure. Când eram copil, când eram tânăr, la vârsta de 20 și ceva de ani, v-am mai spus experiența aceasta, vroiam să merg, locuiam într-un sat aproape de Craiova și am vrut să merg în centru la Craiova, la biserică, și am întrebat pe cineva cum pot să ajung acolo, că nu cunosc adresa. Și frații respectivi mi-au zis așa: tu urcă-te în autobuz, te dai jos la ciupercă și de acolo tu vei găsi drumul către biserică. Păi zic, cum voi găsi? Tu du-te acolo și tu vei vede că vei ajunge, nici nu trebuie să faci niciun efort în care tu să vezi, să găsești drumul să mergi pe biserică. Într-adevăr, m-am urcat în autobuz, m-am dat jos la stația respectivă, când am trecut în partea altă către stadion, la un moment dat vedeam oameni care mergeau, familii sau mergeau persoane singure, aveau Biblia la sub braț, mergeau bucuroși, râdeau, alții dintre ei fredonau anumite imnuri, se bucurau de felul acesta că mergea la casa lui Dumnezeu, copiii erau tare bucuroși, apropiați unii cu alții, era o mare fericire și o bucurie să vezi în felul acesta cum oamenii se comportă în momentul când ei vor să intre în legătură cu Dumnezeu, când vor să intre în prezența lui Dumnezeu. Astăzi nu se mai știe dacă omul
merge la biserică, nu se vede bucurie pe el, nu se vede nimic în viața lui care are de-a face cu Dumnezeu, nu se vede Biblie, nu se vede îmbrăcăminte, nu se vede, nu ne mai bucură nimic, dragii mei, nu ne bucură nici măcar lucrurile lumii acestea și bunurile acestea pe care noi le luăm ca atare în viața noastră. Nu ne mai bucurăm ca creștini, fiindcă nu mai este aceea părtășie cu Dumnezeu cum era odată. Golul pe care Dumnezeu l-a lăsat în inima noastră și este golul lui Dumnezeu, este înlocuit cu alte lucruri și nu mai este înlocuit cu Dumnezeu. Nu mai este și atâta timp cât nu-L ai pe Dumnezeu în ființa ta, în locul în care este dreptul lui Dumnezeu, de aceea noi ne bucurăm, de aceea suntem mărăcănoși, suntem obosiți, suntem somnoroși, nu avem chef de nimic, nu avem tragere de nimic, nu ne interesează absolut nimic. Și Dumnezeu spune așa, ține minte aceste lucruri, Iacove, și tu, Israele, spune Domnul, căci ești robul meu. O, Israele, nu mă uita, eu îmi șterg fără de legile ca un nor și păcatele ca o ceață. Dragii mei, numai de lucrul ăsta să fim bucuroși și fericiți înaintea lui Dumnezeu, ca noi să nu uităm pe Dumnezeu, căci noi suntem robii lui Dumnezeu. Și Dumnezeu spune, nu mă uita, căci eu sunt cel care șterg fără de legile ca un nor și păcatele ca o ceață. Doar bucuria aceasta, dacă ar rămâne înaintea ochilor noștri, dacă această lucrare ar rămâne ca o comemorare vie în conștiința noastră și în viața noastră, și dacă pe fiecare zi ne-am gândi și am memora măcar câteva ore pe zi acolo când lucrăm, căci Dumnezeu ne iartă fără de legile, căci Dumnezeu ne curățește, să avem mare bucurie să se vadă pe viața noastră și pe fața noastră și pe tot ceea ce facem noi, căci noi suntem copii ai lui Dumnezeu, căci noi nu mai facem parte din lumea aceasta, căci împărăția aceasta nu e pământul nostru, ci e împărăția de sus care Dumnezeu ne-a pregătit-o, dragii mei. Dumnezeu ne întreabă astăzi pe fiecare dintre noi și ne îndeamnă să facem un lucru care poate să ne aducă bucurie. Și auziți și dumneavoastră, singura bucurie, nu, singura care ne poate da bucurie în aceste momente. Dumnezeu spune, dragul meu, mie și ție, întoarce-te la mine și adu-ți aminte că eu te-am răscumpărat. Bucurați-vă ceruri și bucurați-vă oameni, căci răscumpărarea vine de la Dumnezeu. De singura cale pentru care noi nu avem bucurie cu Dumnezeu atunci când cântăm sau când ne întâlnim împreună și suntem în prezența lui Dumnezeu, se datorează unui singur fapt, căci noi nu ne-am întors la Dumnezeu așa cum trebuie, dragii mei. Căci Domnul a lucrat, răsunați de veselie, adâncimi ale pământului, izbucniți în strigăte de bucurie munților și voi pădurilor cu toți copacii voștri, căci Domnul a răscumpărat pe Iacob și a arătat slava în Israel. Deci Dumnezeu cere ca și pământul, ca și copacii, și pădurile. Dumnezeu spune ca totul să izbucnească în strigăte de bucurie pentru răscumpărarea pe care ne-a arătat-o Dumnezeu. Ne mai bucurăm noi de această răscumpărare? Sau noi doar ne bucurăm atunci când primim o binecuvântare materială din partea lui Dumnezeu? Dar dacă Dumnezeu îți dă astăzi o binecuvântare, la fel ca și Iov, multe cirede. Asta nu mai sunt ciredele pe care trebuie să le dea Dumnezeu, nu mai sunt slujitorii, dar poate Dumnezeu te binecuvântează și îți dă bani în bancă, Dumnezeu îți dă o mașină, îți dă o casă. Dar dacă la un moment dat vine timpul când Dumnezeu zice să ia înapoi ce ți-a dăruit, fiindcă tu nu le folosești cum trebuie, te bucuri tu că ești Dumnezeu, te-a pus la încercare și Dumnezeu te încearcă ca să vadă dacă tu te separi de El sau nu. Și ești bucuros atunci când primești binele, să primești și răul din partea lui Dumnezeu care vine. Nu răul, între ghilimele rău, încercare pentru a te apropia de Dumnezeu. Și auzi ce spune Dumnezeu. Noi nu ne putem bucura înaintea lui Dumnezeu atâta timp cât trăim în rău. Cât trăim în rău, dragii mei. Și Dumnezeu ne cheamă pe mine și pe tine să ne fie groază de rău, să ne lipim tare de bine. Căci dacă nu vom face lucrul acesta, noi nu ne vom putea bucura niciodată.
Fiindcă atunci când nu ne este groază de rău și nouă ne place răul acesta care îl numim bine și nu ne lipim de binele pe care îl cere Dumnezeu, noi nu ne vom putea bucura. În cinste fiecare trebuie să dea întâietate altuia. Deci noi de multe ori ajungem să nu ne mai bucurăm, fiindcă noi nu știm să dăm întâietate fratelui nostru, mai ales vorbesc de creștini, dragii mei. Cei care vor să facă parte din oastea lui Dumnezeu, din solia îngerului al treilea, cel care vor ca să se odihnească Duhului Dumnezeu peste ei, cei care vor ca să primească sigiliul viului Dumnezeu pentru încheierea finală a acestui pământ, a istoriei pământului acestuia, dragii mei, trebuie ca să-i dai întâietate celui de lângă tine. Problema este că și noi nu mai știm să dăm întâietate. Dacă mergi în casa lui Dumnezeu și tu de mult timp stai pe un scaun în biserică și vine un frate sau un străin și ți ia locul, am văzut de multe ori că ajung frații să se ia și la bătaie. Ajung frații să se jignească. Am văzut frați care unul a venit să stea pe scaunul celuilalt și la un moment dat frate respectiv care avea locul acolo îi zice ridică-te de aici. Păi da, dar stai puțin că uite trebuie să filmez de aici și nu pot din locul în care sunt eu. Și a început să-i zică, ești un nerușinat, ești un nesimțit, mi-ai luat locul, tu știi că eu am plătit pentru locul acesta. Dragii mei, noi nu vom putea fi bucuroși când viața noastră este alipită de rău, până când nouă nu ne va fi groază de rău și nu dăm întâietate celui de lângă noi, dacă noi nu suntem dispuși să renunțăm măcar la un loc acolo pentru care stai câteva, 3 ore avem de multe ori să stăm înaintea lui Dumnezeu împreună, unii cu alții. Dacă în momentul acela noi nu suntem dispuși ca să ne bucurăm unii cu alții, dragii mei, cum vom putea noi să fim bucuroși înaintea lui Dumnezeu? Cum vom putea noi ca să ne împărtășim împreună cu Dumnezeu și să fim unii cu alții înaintea lui Dumnezeu? Și auzi ce spune, în cinste fiecare să dea întâietate altuia, în sârguință și fără prege, adică fără reținere, tu trebuie să-i dai întâietate celui de lângă tine. Și spune cuvântul lui Dumnezeu așa, că și tu la momentul când tu i-ai dat întâietate celui de lângă tine, în sârguință și fără reținere, fără prege, noi trebuie atunci să fim plini de râvnă cu Duhul slujindu-i lui Dumnezeu. Dacă noi nu suntem plini de râvnă, slujindu-L pe Dumnezeu, noi nu ne vom putea bucura în nădejdea pe care o dă Dumnezeu, dragii mei. Nu vom putea. Alt lucru care trebuie să ne aducă bucurie și să ne bucurăm de tot ceea ce ne oferă Dumnezeu pe pământul acesta, indiferent ce vine pe pământul acesta peste noi, binecuvântare sau încercare, noi trebuie să fim răbdători în necaz, stăruiți în rugăciune. Creștinii de aia nu se mai bucură că ei nu sunt răbdători, dragii mei. La momentul dacă ai mustrat pe cineva, la momentul dacă te-ai dus să-i spui ceva sau să-l atenționezi de ceva, sau dacă în casa lui Dumnezeu îi spui la cineva, uite ce se întâmplă, copilul tău nu e cu minte și face anumite lucruri, sau nu faceți gălăgie, sau de ce vii așa, sau faci acest lucru, ajungi să fii amenințat, ajungi să fii bajocorit și insultat într-un fel sau altul. Cine ești tu? Ce te interesează pe tine? Vezi de viața ta, vezi de trăirea ta, lasă-mă în pace. Și noi atunci, dacă nu suntem răbdători în anumite situații, începem să reacționăm la fel cum suntem atacați și cum suntem insultați și acuzați. Și Dumnezeu spune că noi trebuie să fim răbdători în necaz, dragii mei, să stăruim în rugăciune, să-i ajutăm pe sfinți atunci când sunt în nevoie și să fim primitori de oaspeți. Căci numai în felul acesta bucuria lui Dumnezeu va fi peste noi și noi ne vom bucura mereu în orice moment și în orice situație a vieții noastre, dragii mei. Doar în felul acesta noi îl vom putea sluji pe Dumnezeu cu toată inima și vom putea să fim în bucuria cerului, dragii mei. Noi de la un timp de vreme nu știm să ne mai bucurăm, fiindcă suntem lipiți de rău și nu suntem lipiți de bine. Noi nu urâm binele, răul și nu iubim binele pe care îl cere Dumnezeu. Nu îi ajutăm pe sfinți când sunt în nevoie. Discutam zilele astea cu fratele Marius Chierpe,
o situație care este puțin complicată de multe ori. Căci noi ne ocupăm pentru lucrarea aceasta care trebuie să meargă în continuare, grupa Iacov Israel trebuie să ducă mesajul. Noi aici trebuie să facem lucrarea lui Dumnezeu. Și spunea, ce să fac, frate Liviule? Este o situație în care trebuie să facem anumite lucruri. Sunt oameni care merg să ducă lucrarea lui Dumnezeu, au nevoie de susținere, au nevoie de apreciere, au nevoie de primire. De multe ori acești oameni lucrează pentru Dumnezeu și trec prin sate unde sunt frați de-ai noștri care pur și simplu de multe ori nu-i dau atenție, nu le bagă în seamă și nu se comportă ca cu niște sfinți care lucrează după voia lui Dumnezeu. Ce înseamnă să fii sfânt? Sfânt înseamnă să fii un om deosebit, cu o trăire deosebită față de ceilalți, nu că nu mai păcătuiești înaintea lui Dumnezeu, se va ajunge și la stadiul acesta încetul cu încetul și sfinții lui Dumnezeu vor trăi o viață neprihănită care vor face doar păcate accidentale, fără voie și fără să le iubească. Și să fim primitori de oaspeți înaintea lui Dumnezeu. Noi nu mai deschidem ușa de multe ori la frații noștri. Discutam de multe ori și la grupa școlii de sabat. De multe ori vorbim acolo, dar noi nu ne vizităm, doar noi nu ne întâlnim împreună ca să avem o masă de părtășie. Noi nu deschidem ușa și nu punem masa fraților noștri. Nu neapărat de multe ori oamenii au nevoie de mâncare, dar ai nevoie ca să-l primești în casa ta, are nevoie ca tu să discuți cu el, are nevoie ca să spună anumite necazuri și dureri sufletești, dar noi nu mai facem lucrul acesta. Noi nu mai simțim bucuria să fim unii cu alții, fiindcă nu mai avem bucuria cu Dumnezeu, dragii mei. Și toate aceste lucruri se fac când tu ești bucuros cu Dumnezeu în orice situație, când tu primești această bucurie și dragoste de la Dumnezeu, când ai dragoste pentru Dumnezeu în tot ceea ce faci din cuvântul Său. Noi nu mai facem lucrul acesta și de aceea ne-am răcit. De aceea noi nu avem bucuria să aducem pe nimeni la noi la masă. Ne e frică de multe ori că murim de foame. Ne e frică de multe ori că sărăcim. De multe ori ne e frică poate că muncim prea mult sau... Eu știu că este greu. Căci de multe ori descurc și cu soția mea și de multe ori zice, sunt obosită. Dar săraca de multe ori face ce face și pune acolo și lucrează ca... Când vine cineva la noi la masă, nu punem marea cu sarea, dar trebuie să avem o părtășie frățească și să ne bucurăm unii cu alții înaintea lui Dumnezeu și împreună cu Dumnezeu, dragii mei. Dar nu ne mai vizităm! Nu ne mai vizităm! Am ajuns să trăim în păcate care să ne urâm unii pe alții și să ne mai iubim unii pe alții și să nu mai avem nimic unul pentru celălalt. Și Dumnezeu ne întreabă așa, că noi spune să ne rugăm, să-i ajutăm pe sfinți, să fim primitori de oaspeți, să ne rugăm, spune Dumnezeu, credeți când vă rugați și bucurați-vă, cântați laudele lui Dumnezeu pentru că a răspuns la rugăciunile voastre. Oare mai răspunde Dumnezeu la rugăciunile noastre? Sau de multe ori aud oameni care vin cu experiențe, căci Dumnezeu mi-a răspuns la rugăciune și am văzut minunea lui Dumnezeu. A căzut un copac de sus și dacă eu nu mă trăgeam în dreapta și mă duceam în stânga, copacul cădea pe mine și Dumnezeu mi-a răspuns la rugăciune. Atâtea răspunsuri la rugăciuni de multe ori se întâmplă în poporul Dumnezeu că nici în lumea aceasta nu sunt atâtea minuni. Sunt răspunsuri la rugăciuni și minuni încât nu au de-a face cu Dumnezeu, dragii mei. Inventăm din tot felul de lucruri, facem tot felul de lucruri, căci dacă am avea experiențe și minuni cu Dumnezeu și răspunsuri la rugăciune așa cum este după voia lui Dumnezeu, s-ar vede în viața noastră bucurie, s-ar vede în viața noastră plăcere, atunci când cântăm, atunci când ne unim, am fi săritori în nevoia sfinților, am fi primitori de oaspeți în casa noastră, ne-am bucurat atunci când l-am vede pe fratele nostru, dar noi nu ne mai bucurăm când vedem pe cineva, decât scoatem colții, cum spunea, cum se zice câteodată, așa cum cățelul rânjește și scoate dinții și te prefaci pentru moment că tu te bucuri că îl vezi pe cel de lângă tine, dar vine momentul, dragii mei, ca omul acela să plece, persoana respectivă din fața ta sau din casa ta, și după ce a plecat, zici, bine că a plecat,
că m-am scăpat de el, că și așa nu mai suportam. Nu este aceasta ipocrizie, frații mei. Și de aceea noi nu putem să simțim bucuria mântuirii. Noi nu putem să fim bucuroși în viața aceasta. Noi nu putem să avem bucuria și pacea pe care o dă Dumnezeu, fiindcă noi nu știm să intrăm în odihna lui Dumnezeu. Intrarea în odihna lui Dumnezeu nu se face decât într-o formă să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată ființa și cu toată inima ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Când vrei să-L iubești pe Dumnezeu, trebuie să păzești poruncile sale. Când porunca a patra, sabatul, face parte din porunca lui Dumnezeu, tu trebuie să ai bucurie dacă tu iubești pe Dumnezeu. Și când cânti înaintea lui Dumnezeu, să ai un comportament special față de Dumnezeu, când să-ți radieze fața de bucurie, când cuvântul și mesajul vine din partea lui Dumnezeu, să-l primești cu dragoste și bucurie. După aceea vine la porunca că să iubești pe aproapele tău, să te comporți cu el cum ți-ar place ție să se comporte altcineva cu tine și tu să îi dai întâietate. Tu să fii oaspete pentru el și să-l primești, să nu-l bajocorești, să nu-l vorbești de rău, să nu aștepți să plece din fața ta și doar să râzi superficial, să arăți că tu ai bucurie că-l vezi, dar în realitate nu ai nimic. Și în momentul când noi facem lucrurile acestea, noi trebuie să ne rugăm, fiindcă credem, noi trebuie să ne bucurăm că și Dumnezeu ne-a răspuns, noi trebuie să cântăm laude la adresa lui Dumnezeu pentru că Dumnezeu ne-a răspuns la rugăciuni, noi trebuie să ne bucurăm să-i cântăm laude lui Dumnezeu că suntem împreună și când suntem împreună îi se datorează lui Dumnezeu, dar de multe ori nu face lucrul acesta. Fiindcă, scuzați-mă, fiindcă noi de multe ori, dragii mei, nu-L credem pe Dumnezeu pe cuvânt, căci credincios este cel ce a făcut făgăduința aceasta. Bucuria va veni doar în momentul când îl credem pe Dumnezeu și împlinim ceea ce cere Dumnezeu. Priviți spre Iisus Hristos, ajutorul vostru, spuneți-i bun venit și bucurați-vă de prezența sa iubitoare. Când mergi în casa lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, sau unde doi sau trei sunt adunați în numele Domnului Iisus Hristos, ne ridicăm noi ochii și privim spre Hristos, de unde vine ajutorul nostru. Îi spunem noi Domnului Iisus Hristos, bun venit în mijlocul nostru cu prezența sa iubitoare? Sau ne interesează alte lucruri? Fiindcă pe noi nu ne atrage bucuria cerului și nu putem să vorbim despre această bucurie și nu suntem bucuroși când vorbim. Pe noi ne bucură bancuri, glume, ne bucură tot felul de lucruri care sunt din lumea aceasta și nu sunt din împărăția lui Dumnezeu și nu sunt rupte din cuvântul lui Dumnezeu și din viața lui Dumnezeu, dragii mei. Acest lucru se întâmplă, uitați-vă de multe ori, unde se întâlnesc doi, trei creștini, prea puțin vorbesc despre Dumnezeu. Unde te întâlnești, mulți creștini în casa lui Dumnezeu, nu aud de multe ori o conversație din casa lui Dumnezeu despre ce a făcut Dumnezeu pentru tine, ce minune a înfăptuit Dumnezeu în viața ta, că tu ești bucuros că ești în prezența lui Dumnezeu. Haideți, fraților, să mai cântăm o cântare și vorbim. Rochie mi-am luat, servicii am câștigat atât, bani am pierdut serviciu și caut altul, bani am cumpărat mașină, bea mi-am schimbat-o, bani mi s-a întâmplat la lucru, bani mi-a ieșit lucrări mai multe, tot felul de lucruri, dragii mei. Ba a venit ploaia, mi-a distrus recolta, ba a bătut piatra, mi-a făcut cutare. Fraților, bucurați-vă că sunteți în viață și păziți-vă numele voastre care sunt scrise în cărțile din ceruri, căci toate vor trece. Dumnezeu a făgăduit că pâinea și apa nu-i va lipsi niciun credincios. La distrugerea Ierusalimului, niciun creștin nu a murit și nu a pierit în asediul cetății. Și toți care se numeau copii al lui Dumnezeu, dar fără să se bucure și să aștepte cu bucurie semnalul lui Dumnezeu de depărtare de rău și a iubi pe Dumnezeu cu toată inima, aceia au plecat, dar ceilalți au rămas acolo. Noi trebuie să facem lucrul acesta. Mintea noastră trebuie să fie înnoită în fiecare zi. Ea poate să fie mobilată dacă noi căutăm să facem aceste lucruri. Vă spun un sincer cuvânt adresat din partea lui Dumnezeu și îl văd pe fiecare moment ce se întâmplă pe pământul acesta și mai ales în viața celor care își spun creștini, care își ia numele lui Dumnezeu.
căci noi nu vom putea să fim mântuiți. Noi nu vom putea să fim ceea ce trebuie atâta timp când nu ne bucurăm cu Dumnezeu pentru orice lucru și nu facem aceste lucruri. Și bucuria aceasta ne va lipsi nouă și familiilor noastre atâta timp când noi nu vom căuta să trăim după legea și rânduirea lui Dumnezeu. A accepta pacea și odihna lui Dumnezeu. A înălța mai presus de temeri și a lăuda pe Dumnezeu pentru binecuvântările pe care le primim, dragii mei, reprezintă un privilegiu care ne aparține nouă, pe care Dumnezeu ni l-a dat. Deci noi nu putem să avem pace și odihnă dacă noi nu ne bucurăm de Dumnezeu. Dacă trăim lipiți de păcat, nu ne vom bucura și nu vom avea nici pace, nici odihnă, nu vom intra nici în odihna lui Dumnezeu, nu vom face parte nici din poporul Dumnezeu, nu vom primi nici sigilul Dumnezeu, nu vom avea parte nici de ceea ce așteptăm noi de la Dumnezeu. Și noi vom avea parte de Dumnezeu și de lucrările și de binecuvântările sale, de pace și odihna sa, când vom face tot ceea ce a poruncit Dumnezeu în dreptul nostru al tuturor, dragii mei. Domnul Iisus ne spune de fiecare dată: bucurați-vă totdeauna. În Domnul, iar zic, bucurați-vă. Noi trebuie să fim oameni bucuroși. Noi trebuie să se vadă că trăim cu Dumnezeu pe pământul acesta. Noi trebuie să trăim în felul în care să se arate că nu ne afectează nimic. Nimic. Nimic, dragii mei. Noi să lăsăm în mâna lui Dumnezeu tot ce este. Astăzi am auzit o experiență foarte minunată care mi-a plăcut foarte mult. Și vorbea cineva despre submarinele acestea care lucrează pe sub apă, care merg prin apă, dragii mei. Sunt niște nave care ele lucrează pentru armată și pentru tot felul de lucruri care sunt rânduite să le facă. Și spune că acolo înăuntru sunt soldații aceștia. Ce fac ei zi de zi în submarinul acesta? Poate să aibă 100-200 de metri, noi nu știu cât are un submarin, dar ei trebuie zi de zi, ca să alerge din cap la altul, ca să verifice, să prevină ca nu cumva în submarinul acela să se întâmple o avarie, vreo defecțiune. Căci dacă s-ar întâmpla un incendiu, fumul care a ieșit de acolo, după aceea oamenii vor muri și vor fi arși, dar oameni morți și nu vor fi oameni vii. Deci ce se întâmplă lucrul acesta? Ei nu se preocupă de exteriorul acestei nave și ei se preocupă de interiorul navei. Căci de exteriorul navei s-a ocupat proiectantul și producătorul. Ei au știut ce oțel trebuie să pună, ceea ce să facă la timpul potrivit și la timpul cuvenit pentru a aduce la ființă această navă. Deci noi, dragii mei, nu trebuie să ne ocupăm și să ne îngrijorăm de ce se întâmplă pe pământul acesta. Vin catastrofe și inundații, Dumnezeu știe de ce a venit. Vin incendii și tot felul de lucruri, Dumnezeu știe de ce a venit. Se întâmplă ca să moară cumva un copil sau cineva din familie. E proprietatea lui Dumnezeu, Dumnezeu știe de ce. Se întâmplă să rămân fără casă sau fără servici, Dumnezeu știe de ce. Eu trebuie să mă îngrijesc de inima și de sufletul meu să rămână curat înaintea lui Dumnezeu, ca numele meu să rămână scris în cartea vieții. Eu trebuie să mă bucur neîncetat. Și spune: bucurați-vă totdeauna în Domnul, iar zic, bucurați-vă. Această experiență mi-a plăcut foarte mult și de aceea noi trebuie să ne ocupăm de inima noastră și de sufletul nostru ca să fie curate, să le păzim în sfințenie față de Dumnezeu, dragii mei. Cei care procedează așa trăiesc o viață fericită. Creștinii nu mai sunt fericiți, fiindcă ei nu se bucură în Dumnezeu. Ei nu au fericire nici pentru viața veșnică, nici pentru pământul acesta. Nici de pe buzele lor, nici dinăuntru sufletul lor nu va ieși vreun cuvânt de mulțumire, deoarece ei nu se consideră cu nimic mai bun decât alții. Deci un copil al lui Dumnezeu nu va ieși de pe buzele lui și nici dinăuntru sufletului lui nu va ieși vreun cuvânt de mulțumire, deoarece ei nu se consideră cu nimic mai bun decât alții. Așa trebuie să fie copilul lui Dumnezeu și să se bucure neîncetat. Veniți în întâmpinarea întristărilor și a dificultăților și a necazurilor celorlalți. Domnul Iisus, cât a trăit pe pământ, dragii mei, El n-a avut de niciunele. El a fost aproape cel mai sărac dintre toți.
Chiar a fost cel mai sărac, n-a avut niciunde să-și plece capul, mergea în munți, se odihnea, se ruga, a doua zi începea. El era cel mai lipsit dintre toți, dar se ocupa de lipsurile altora. El era cel mai necăjit dintre toți, dar se ocupa de necazurile altora. El era cel mai insultat și se ocupa de suferințele și alinarea suferințelor celorlalți, dragii mei. De aceea Dumnezeu spune, veniți în întâmpinarea întristărilor și dificultăților și necazurilor celorlalți. Bucurați-vă întotdeauna. Fiți pregătiți în orice moment. Bucurați-vă și îngrijorați-vă împreună cu ei, indiferent dacă sunt bogați sau săraci, oameni din o altă societate sau persoane umile. Dumnezeu ne cheamă să ne bucurăm. Rugați-vă cu credință și asigurați-vă că viața voastră, dragii mei, este în armonie cu cererile voastre, ca să puteți primi binecuvântările pentru care vă rugați. Deci vedeți ce se întâmplă. Băi, de multe ori nu ne bucurăm că Dumnezeu ne răspunde. Nu ne bucurăm de anumite lucruri pe care Dumnezeu le dă, fiindcă noi nu suntem în conformitate. Și Dumnezeu face un apel și spune, rugați-vă cu credință, dar în momentul când vă rugați, voi trebuie să vă verificați și să vă asigurați că viața voastră este în armonie cu cererile ca să puteți primi binecuvântările pentru care vă rugați la Dumnezeu. Vorbeam cu cineva zilele astea, eram împreună, lucram și zice că soția lui este bolnavă de 10 ani de zile. Și nu mai poate, nu știe ce să mai facă, că s-a săturat să meargă de fiecare dată la medici, s-a săturat de fiecare dată să cheltuie bani, nu avea bani nici de chirie, aproape nici de mâncare, aproape nici de autobuz. Și la un moment dat zic, uite, îți dau de aici, du-te și ia bilet ca să poți să mergi cu autobuzul și cu tren, căci dacă nu, nu poți să ajungi acasă. Dar zic, ce se întâmplă? Că ai luat bani, ai lucrat și ai fost plătit destul de bine. Nu mai pot, am datorii, am plătit chiria, am plătit pe cealaltă, trebuie medicamente, trebuie dus. Zic, măi omule, tu te rogi la Dumnezeu? Zic, chiar Dumnezeu n-are nicio binecuvântare pentru tine? Păi mă rog, de atâția ani, dar Dumnezeu nu răspunde. Când am auzit că omul acesta se roagă la Dumnezeu de 10 ani de zile și Dumnezeu nu face nimic, am început să-l întreb. Dar ce mănânci? Cum faci aia? Ce faci aia? Ce faci aia? A, păi stai. Că mântuirea nu ține de asta, frate. Mântuirea n-are de-a face cu asta. Trebuie să crezi în Dumnezeu și atât. Dacă eu cred în Dumnezeu, mă rog, merg, împart o carte, merg, fac aia, spun la oameni despre Dumnezeu, merg la biserică, îmi dau o zecime, îmi dau un dar, fac anumite lucruri, mai susțin câte ceva, dar viața mea nu corespunde. Și Dumnezeu zice așa, verificați-vă să vedeți dacă viața voastră este în armonie, ca să puteți primi binecuvântările la Dumnezeu. Fiindcă dacă nu aveți viața în conformitate cu cererile pe care le aduci înaintea lui Dumnezeu și cu voința lui Dumnezeu, Dumnezeu nu poate să-ți dea acest lucru și ești lipsit de bucuria vieții pe care poți să o ai cu Dumnezeu și cu oamenii dragii mei. Nu poți să-i ceri lui Dumnezeu, vindecă-mă de o boală când eu mănânc prost și trăiesc prost. Și atunci eu nu mă pot bucura nici de sănătate să trăiesc în lumea aceasta și nu mă pot bucura de Dumnezeu. Nu pot să am o credință sănătoasă și o minte sănătoasă într-un corp bolnav. Eu nu pot să am bucurie cu nimeni, dragii mei. De aceea Dumnezeu ne cheamă pe mine și pe tine ca să verificăm, să cumpănim, să ne judecăm, să vedem dacă cererile noastre corespund cu viața noastră. Dumnezeu nu poate să răspundă și nu poate da bucuria, pacea și odihna pe care ne cheamă să intrăm în ea, atâta timp când viața noastră este vraiște și nu este la locul ei. Să nu creadă cineva că mântuirea ține doar de a crede în Dumnezeu. Nu înseamnă doar să rostești cu buzele și cu gura pe Dumnezeu și numele Său. Și spune că credința fără fapte este moartă. Când omul primește credință, trebuie să trăiască și să aibă fapte vrednice de împărăția lui Dumnezeu, care să onoreze pe Dumnezeu în totul lui tot, dragii mei. Nu te mântuie mâncarea, nu te mântuie băutura, nu te mântuie nici lăsatul de fumat până la urmă, nu te mântuie nici de tot felul de lucruri, nici îmbrăcămintea, dar acestea sunt roade ale credinței pe care le ai. Ori ai credința pe care ți-ai
pregătit-o tu și ți-ai format un Dumnezeu, ori este credința care vine de la Dumnezeu. Nu poți să ai o credință și tu să trăiești împotriva a ceea ce crezi. Du-te și spune-i unui om din lume care nu cunoaște pe Dumnezeu și văzându-te cum trăiești, îți va spune: degeaba îmi spui, degeaba îmi spui, degeaba îmi spui că tu crezi și faci, dar uite ce faci, uite, demonstrezi ceea ce trăiești tu. Deci vede ce se întâmplă, dragii mei? Nu putem să avem credință fără să demonstrăm ceea ce cerem. Așa se întâmplă și la Dumnezeu. Și auzi ce spune cuvântul Dumnezeu. Vreau să vă citesc ceva. Oricare va fi dispoziția, Dumnezeu poate să vă transforme, să o facă blândă și creștinească. Oricare va fi dispoziția, dacă tu ești dispus să te lași în mâna lui Dumnezeu, prin exercițiul credinței trăite, deci vede ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Spune că prin exercițiul credinței trăite, vă puteți separa de tot ce nu este de acord cu voia lui Dumnezeu, aducând astfel cerul în viața voastră de pe pământ. Deci vedeți ce se întâmplă. Credința trebuie trăită. Trebuie demonstrată prin fapte. Care aceasta ne poate separa de tot ce nu este de acord cu voia lui Dumnezeu, aducând astfel cerul în viața noastră de pe pământ. Nu poate Dumnezeu să ne dea bucurie și nu o putem avea niciodată atâta timp când noi ne separăm de tot ce este rău. Făcând acest lucru, spune Dumnezeu, veți radia la orice pas. În sfatul pentru pastor la 233 cu 3, dragii mei. Deci, făcând așa, veți radia la orice pas și bucuria lui Dumnezeu se va vede în viața voastră. Lumina este semănată pentru cel neprihănit și bucuria pentru cei cu inima curată. Dumnezeu îți dă lumină când trăiești în neprihănire. Dacă tu trăiești așa cum cere Dumnezeu și bucuria este pentru cei cu inima curată, dacă tu ai inima curată înaintea lui Dumnezeu și cauți de fiecare dată să te depărtezi de tot ce este rău, atunci Dumnezeu îți va da această bucurie. Neprihăniților, spune Dumnezeu, bucurați-vă în Domnul și măriți prin laudele voastre sfințenia lui Dumnezeu. Prin urmare, bucurați-vă că și Domnul Hristos a intrat într-o legătură apropiată cu Dumnezeu ca membri al familiei cerești. Deci noi trebuie să ne bucurăm, dragii mei, căci noi, prin Domnul Hristos, am intrat într-o legătură apropiată cu Dumnezeu ca membri ai familiei cerești. Și atunci noi trebuie să trăim conform acestei familii. Când ești invitat undeva sau, de exemplu, cineva te primește pentru un timp într-o familie, tu trebuie să te conformezi anumitor reguli din casa aceea. Tu trebuie să te conformezi și să aduci la îndeplinire regulile casei aceea. Dacă vrei să fii fericit, dacă vrei să fii bine primit și să fii apreciat în casa aceea. Dacă nu, te poate da afară și nu vei beneficia de nicio binecuvântare a casei aceea. Așa și Dumnezeu ne cheamă. Căci prin Domnul Iisus Hristos am avut și avem intrare în familia cerească, dar noi trebuie să ne conformăm doar regulilor pe care le cere această familie din partea lui Dumnezeu. Și voi, copii ai Sionului, spune Dumnezeu, bucurați-vă și veseliți-vă în Domnul, Dumnezeul vostru, că El vă va da ploaie la vreme, vă va trimite ploaie timpurie și târzie ca odinioară. Dumnezeu ne va da Duh Sfânt, Dumnezeu va revărsa ploaia aceasta peste noi, Dumnezeu ne va pregăti pentru solia Îngerului al Treilea, doar dacă ne bucurăm, doar dacă acceptăm din partea lui Dumnezeu și binele și răul care vine ca încercare pentru mărirea credinței și pregătirea noastră pentru lucrarea și pentru împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu ne va sigila dacă noi suntem bucuroși și acceptăm cu bucurie suferințele și necazurile care vin peste noi, care sunt o încercare a credinței noastre. Dar ca să ajungem la aceea încercare, ca să putem să primim bucuria și binecuvântarea lui Dumnezeu, trebuie să începem acum din aceste timpuri de libertate și de alegere neforțată din partea nimănui. Ajutarea sfinților, primitori de oaspeți, să sărim în nevoie atunci când este, să ne bucurăm în orice moment, să ne veselim când ne adunăm unii cu alții pentru a fi în numele lui Dumnezeu, dar să nu practicăm ceea ce vrem noi și să lăudăm numele lui Dumnezeu în orice circumstanță. Când vii în prezența lui Dumnezeu,
nu stări picioarele în casa lui Dumnezeu, nu vorbi, Dumnezeu nu acceptă nici șoaptele, fă ca îmbrăcămintea să fie corespunzătoare, fă ca viața ta și fața ta și tot ce ai tu să arăte conform după chipul pe care te-a creat Dumnezeu, nu-l împopoțona, nu-l vopsi, nu-l modela, nu-i da nicio altă înfățișare decât ceea ce ți-a cerut Dumnezeu. Poartă-te bine și dă întâietate fraților tăi și atunci vei avea bucurie, vei avea pace cu Dumnezeu și cu semenii și vei intra în bucuria stăpânului tău. Și atunci tu te vei bucura ca copil al Sionului, te vei bucura și te vei veseli în Domnul, în Domnul Dumnezeul tău, care El te va binecuvânta și îți va da ploaie spirituală, chiar și ploaie fizică pe pământ. La vreme, la timp, îți va da ploaie și timpurie și târzie, ca odinioară. Dumnezeu te va înreviora prin Duhul Său cel Sfânt, ca să poți să duci la terminare lucrarea pe care ți-a încredințat-o și să aduci rost bogat și recoltă bogată pentru hambarul cerului, pentru împărăția lui Dumnezeu. Domnul să vă facă să înțelegeți lucrul acesta, căci dacă nu te bucuri pe moment de ceea ce cere Dumnezeu, trăind printr-o viață lipită de păcat, nu te vei bucura de nimic înaintea lui Dumnezeu. Vei muri în păcatele tale, vei sta departe de Dumnezeu, vei fi lipsit de binecuvântarea lui Dumnezeu, vei fi lipsit de viața veșnică, vei fi lipsit de mântuirea pe care o oferă copilor săi în dar Dumnezeu, vei fi lipsit de Dumnezeu și de prezența sa. Să ne ajute Dumnezeu să înțelegem că și doar în felul acesta vom putea să intrăm în familia cerească, doar conformându-ne și respectând tot ceea ce cere această familie a lui Dumnezeu. El ne-a creat, El ne cere înapoi, dar cu condițiile cerului și nu cu condițiile noastre. Vă doresc, dragii mei, o noapte binecuvântată, o săptămână plină de experiențe, nu de experiențe inventate, nu de lucruri care le credem noi că sunt experiențe, experiențe care ne apropie de Dumnezeu, experiențe care ne aduc bucurie în lucrarea lui Dumnezeu și în apropierea fraților unii de alții. Aceasta să fie bucuria care să vă însoțească, dragii mei, și să vă aducă mulțumirea de sine, indiferent că va fi bine, indiferent că va fi rău, indiferent că vom avea binecuvântare sau vom pierde binecuvântarea. Noi să ne mulțumim, aceasta vă doresc, și să vă însoțească și să aveți grijă de inimile dumneavoastră, de sufletele dumneavoastră, să le păstrați curate înaintea lui Dumnezeu și să aveți grijă ca numele dumneavoastră să fie scrise în cărțile din ceruri și să nu fie șterse niciodată de acolo. La revedere, dragii mei, Domnul cu dumneavoastră, o mare binecuvântare din partea lui Dumnezeu să vă însoțească și să ne ajute Bunul Dumnezeu să fim din nou cu viață și cu o viață mai mult spre sfințire, până când ne vom întâlni din nou marți la orele 8, Spania, 9, România, din nou cu Cuvântul lui Dumnezeu. La revedere, dragii mei! Sunt prin credință.